La nici lună de când a fost repusă în circulație, Valea Oltului se închide din nou parțial, dar pentru o perioadă mult mai lungă. Pentru a crește siguranța traficului pe drumul național 7, autoritățile au decis să investească peste 10 milioane de euro în noile reparații. Lucrările de protecție a versanților se vor întinde pe patru sectoare, între Cărimănești și Câineni, pe o distanță de 20 de kilometri. Pentru șoferi, veștile vin la pachet și cu noi restricții de circulație care le vor pune răbdarea la încercare. Traficul se va desfășura pe un singur sens de mers și va fi dirijat de agenții de poliție. Se pare că lucrările se vor executa numai pe timpul zilei, între orele 7 și 16, iar perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.